Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este joi seară, suntem alături de invitatul dumneavoastră preferat și al meu, domnul doctor Adrian Cranta. Bună seara, Adrian, mă bucur că Bună ești seara, Olga, bună seara tuturor. alături de noi și știu cât efort depui ca să-ți faci timp și îți mulțumesc pentru asta. Astăzi Da. vorbim despre neurotransmițători. Da, vremurile actuale cer informații noi, know-how-uri noi și cer ca să lămurim un aspect important, și anume neurotransmițătorii. Un element esențial pentru care e bine să înțelegem acei neurotransmițători este că există un program interior care determină partea de reîntinerire celulară și există un program interior care determină apoptoza celulară. Adică lasă celulele să aibă o moarte programată. Atâta timp cât noi învățăm să menținem acei neurotransmițători într-o formulă optimă, viața și tânărețea și efervescența și creativitatea, toate sunt cu noi. În momentul în care prin diverse modalități stricăm acest echilibru al neurotransmițătorilor, corpul înțelege că trebuie să treacă pe o linie moartă și cumva natura vine și te dă la casat. Astăzi o să vorbesc despre mai multe abordări. Abordarea unui om care este tânăr, abordarea unui om care este adult, abordarea unui om la vârsta a treia, abordarea în cadrul unui cuplu, un om căsătorit sau un om care are o relație și abordarea unui călugăr. Și poate că tocmai acest aspect este cel mai interesant pentru că călugării taoiști sunt recunoscuți ca fiind niște modele privind metodologia anti-aging, privind metodologia legată de reîncărcare, reîntinerire și, bineînțeles, partea de creativitate, de evoluție. Deci, când noi ne punem întrebarea, cum folosim neurotransmițătorii în optimizarea stării de sănătate? Este un element esențial și noi trebuie să-l discutăm. În primul rând, este esențială înțelegerea modului în care aceste substanțe chimice afectează diferite aspecte ale sănătății mentale și fizice. Influențează aceste aspecte. Mi-a plăcut că ai intrat direct în subiect, și anume neurotransmițătorii, cum ar fi serotonina, dopamina, acetilcolina și mulți alții joacă un rol crucial în reglarea stării de bine, a dispoziției, a stării de concentrare și a multor altor funcții corporale. Cumva vreau să abordăm această poveste, în primul rând, să vedem ce facem din punctul de vedere al cercetării, al educației? Trebuie să înțelegem exact ce sunt neurotransmițătorii. Este important pentru noi să înțelegem materialul clientului, adică evaluarea stării de sănătate actuală. Sunt o mulțime de teste medicale, autoobservație și, bineînțeles, testele de biorezonanță, în special teste ale sângelui, care pot să scoată în evidență situația acestor neurotransmițători. Bineînțeles că odată ce noi avem bazele, avem informații, trebuie să înțelegem cum anume să elaborăm acest plan de optimizare. Adică să stabilim clar obiectivele, să le definim și să vedem
care sunt cauzele și, bineînțeles, cum le putem elimina. De asemenea, când vorbim de neurotransmitători, vorbim de materia primă care intră în noi și care stă la baza apariției de neurotransmitători. Deci, vom vorbi despre dietetică, vom vorbi despre alimente, vom vorbi despre modul cum alimentele pot să valideze sau să invalideze producția de neurotransmitători. De asemenea, vom vorbi despre suplimente. Suplimentele sunt esențiale în a susține producția de neurotransmitători. Bineînțeles, activitatea fizică joacă un rol important, exercițiile fizice joacă un rol important în eliberarea acestor neurotransmitători, în special dopamina și serotonina. Ceea ce este important este să înțelegem că serotonina, mai mult de 70% din serotonina se produce la nivelul intestinelor. Deci, acest procent se produce la nivelul intestinelor. Asta înseamnă că noi trebuie să înțelegem mult mai mult decât ceea ce se întâmplă la ora actuală pe piață. Privim partea de implementare a planului și monitorizarea planului, pentru că odată ce implementezi acest plan, trebuie să-l monitorizezi atent și să începi gradual, adică o implementare graduală. Monitorizarea progresului și a observa unde anume lucrurile se mișcă bine, unde nu se mișcă suficient, unde nu se mișcă deloc. De asemenea, evaluarea și ajustarea planului este o parte esențială și de aceea noi trebuie periodic să evaluăm materialul clientului și să vedem unde trebuie făcute acele ajustări, unde sunt ele necesare. Pe de altă parte, este necesar un feedback continuu și anume să menținem comunicarea, pe de o parte cu lumea științifică, pe de altă parte cu lumea tradițională și pe de altă parte cu omul care este implicat în această practică de a folosi neurotransmițători. De asemenea, vom aduce idei suplimentare pentru optimizare, cum ar fi tehnici de relaxare, cum ar fi practici de meditație, mindfulness, qigong, yoga. Toate acestea au un scop foarte bine definit pentru a reduce stresul și a îmbunătăți producția de neurotransmitători. Nu în ultimul rând, vreau să discutăm despre reglarea ritmului circadian. Pentru că îmbunătățirea somnului și înțelegerea faptului că acele ore dinainte de miezul nopții sunt esențiale în managerierea neurotransmițătorilor în viața noastră, aceasta este deja o etapă hotărătoare care poate să dea credit sau nu muncii pe care noi o facem. Deci, haideți să începem cu primul pas. Neurotransmitătorii umani sunt substanțe chimice care transmit semnale între neuronii din creier și sistemul nervos. Joacă un rol esențial în modularea și transmiterea informațiilor în întregul corp, afectând aproape fiecare, sau mai bine zis, influențând aproape fiecare funcție biologică, de la mișcare, percepție, până la emoții și gândire. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că, în esență, neurotransmițătorii acționează ca mesageri chimici, fiind eliberați de la nivelul neuronului presinaptic și traversând acest spațiu sinaptic, spațiul dintre neuroni și legându-se de receptorii specifici situați pe neuronul postsinaptic. Deci, neurotransmițătorii reprezintă acel sistem de transmisie a mesajelor între neuroni. Această legătură declanșează o reacție care poate stimula sau inhiba
neuronul receptor, afectând astfel întreaga activitate neuronală. Dacă noi ne gândim la neurotransmițător, putem spune că da, există mulți neurotransmițători, există și mai mulți care încă nu au fost descoperiți, fiecare având roluri specifice, dar unele dintre cele mai cunoscute substanțe care fac lucrul acesta este, bineînțeles, serotonina. Serotonina este adesea asociată cu bunăstarea, cu fericirea. Influențează starea de spirit, influențează apetitul, influențează somnul, memoria, învățarea și influențează mult, foarte mult, creativitatea. Acum, dacă e să coborâm un pic mai jos de serotonină, vom vedea că nu putem să dăm drumul la acest lanț de neurotransmițători fără a asigura o cantitate suficientă de triptofan. În multe emisiuni am vorbit despre aceste aspecte, dar astăzi vreau să mă fac clar înțeles de ce noi trebuie să înțelegem neurotransmițătorii și ce se întâmplă când noi nu vrem să ținem cont de ei și mai ales de cererile lor. Dacă vorbim despre dopamina, este legată de sistemul de recompensă al creierului, influențând plăcerea, motivația, concentrarea și, bineînțeles, joacă un rol hotărător în coordonarea mișcărilor. Noi am auzit despre ceva care ar fi dopaj, cumva, care influențează activitatea sportivilor, dar elementul esențial este cum să facem corpul, cum să determinăm corpul să producă acest hormon, acest neurotransmițător. Acetilcolina. Ea este implicată în activitatea musculară, în atenție, memorie, motivație și, bineînțeles, excitație. GABA sau acidul gamma-aminobutiric este principalul neurotransmițător, inhibitor din creier, care contribuie la reducerea excitabilității neuronale și la promovarea relaxării. Glutamatul este, atenție, glutamatul, noi vorbim de glutamatul biologic, nu despre monoglutamat, dar o să vorbim și despre acela, este principalul neurotransmițător, excitator din sistemul nervos central, esențial pentru procesele cognitive, cum ar fi, bineînțeles, învățarea și memoria. Echilibrul și funcționarea corectă a neurotransmițătorilor sunt esențiale în sănătatea fizică și sănătatea mentală. Ce vreau să spun? Că dacă este prea mult, nu e bine. Dacă este prea puțin, iar nu e bine. Iată că aici intervine acel slogan, anume, potriveala este mama înțelepciunii. Dezechilibrele la nivelurile de neurotransmițător pot contribui la o varietate de tulburări psihice și tulburări neurologice, cum ar fi depresia, anxietatea, Parkinson, Alzheimer și multe altele. Deci toate acestea pot apărea în contextul în care oamenii au exagerat într-un sens sau în celălalt și au ieșit din aliniament. Neurotransmițătorii, așa cum am spus, sunt substanțe chimice esențiale pentru comunicarea dintre neuroni în sistemul nervos și optimizarea procentului de neurotransmițător face, de fapt, optimizarea întregului sistem, întregii rețele neuronale. De aceea spunem că ei joacă roluri cruciale în reglarea a numeroase procese și funcții, de la mișcare la starea de spirit,
de la gândire la funcțiile autonome. Haideți să vedem mai multe despre acei neurotransmițători. Dacă vorbim despre acetilcolină, noi vorbim despre ceea ce este implicat în activarea mișcării musculare, memoria corpului, memoria în general, învățarea. Este un neurotransmițător deficient atunci când avem de-a face cu Alzheimer. Dacă vorbim despre dopamină, ea joacă, sau mai bine zis, este cunoscută pentru faptul că susține sistemul de recompensă al creierului, influențând motivația, plăcerea, coordonarea mișcării. Și deficitul acestei dopamine sau excedentul poate fi întâlnit în schizofrenie sau Parkinson. Serotonina. Serotonina este implicată în reglarea stării de spirit. De aceea se spune că după o masă bună, curată, ai o stare bună, ți-ai făcut siesta. După ce ți-ai făcut siesta, vei observa o creștere masivă a serotoninei, adică acea stare de bine. Rețineți, siesta reprezintă acel procent de 75% din întregirea digestiei, metabolismului. Dezechilibrele legate de a mișcă serotonina susține starea de spirit, apetitul, somnul, memoria, învățarea, dar dezechilibrele de serotonină se observă în general în situația oamenilor depresivi. Deci când vorbim despre depresie, vorbim de un deficit de serotonină. Norepinefrina. Norepinefrina joacă un rol în starea de alertă și răspunsul de luptă sau fugi. Este de asemenea importantă pentru menținerea concentrării și vigilenței. Dacă vorbim despre GABA, adică acidul gamma-aminobutiric, vorbim despre principalul neurotransmițător inhibitor din creier care contribuie la reducerea excitabilității neuronale în tot sistemul nervos. Este un element esențial pentru ca noi să fim stăpâni pe situație, pentru ca noi să ne menținem firea, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. De asemenea, pentru ca noi să putem trece ușor peste diverse provocări, diverse necesități. El este foarte util. Așa cum am spus despre glutamat, este principalul excitator în sistemul nervos central, este esențial în procesele cognitive, cum ar fi învățarea și memoria de lungă, de scurtă durată, în special trecerea de la scurtă durată la lungă durată. Un alt aspect, nu putem să nu vorbim despre endorfine. Endorfinele care sunt peptide care funcționează ca neurotransmițători, fiind cunoscute pentru rolul lor în inhibarea durerii, inducerea sentimentelor de plăcere, de euforie, de ecstaz, o senzație de bine, de acceptare a propriului corp, de acceptarea propriei imagini, propriului nume, propriei fețe, fața. Deci, endorfinele au această capacitate de a te împrieteni și a te accepta pe tine pe de-a întregul. Deci, ce vedem? Că acei neurotransmițători interacționează în moduri complexe pentru reglarea funcțiilor corpului și pentru optimizarea stării de bine. Când noi avem dezechilibre între producție sau privim producerea acestor neurotransmițători sau receptarea acestor substanțe, noi vorbim despre apariția unor probleme neurologice sau chiar probleme psihiatrice. Analizele ieșeau proaste,
Aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Întrebarea cheie care se pune, ce anume poate micșora producția umană de neurotransmițători? Există mai mulți factori care pot influența producția umană de neurotransmițători, reducând această producție la toate nivelurile. Haideți să vedem. Pe prim plan avem dieta și nutriția inadecvată, adică un aport insuficient de vitamine, minerale, nutriente esențiale, grăsimi, proteine, poate afecta producția de neurotransmițători. De exemplu, deficiențele de vitamina B3, B6, B12, acid folic, magneziu, pot avea un impact negativ asupra sintezei neurotransmițătorilor. Și acum trebuie să mă întreb. Adică cum B3? B3 ce treabă are? Păi B3 este niacina. Niacina joacă un rol hotărător în menținerea și în regenerarea capacității celulei de a produce energie. Păi da, pentru că la nivelul celulelor noi avem niște fabricuțe care produc energie și noi vorbim despre ATP și ADP. Mitocondriile sunt acele părți din celule care produc energie. Dacă noi producem puțină energie, atunci corpul zice, ok, vom folosi această energie doar pentru a susține viața în corp. Dar nu putem folosi energia asta ca să dăm o stare de bine, de confort psihic, de creativitate, de... Nu, nici vorbă. Da, vei avea energie ca să poți să susții viața, dar nu vei avea energie ca să poți să susții calitatea vieții. Ah, am înțeles. Deci, ăsta este motivul pentru care noi avem nevoie de o dietă, o nutriție variată. Nu putem. Dacă noi folosim, de exemplu, există oameni care mănâncă în fiecare zi lactate cu făinoase. Ce se va întâmpla cu ei? În primul rând, corpul va slăbi. În al doilea rând, sistemul digestiv se va specializa numai pe digerarea acestor substanțe. În cele din urmă, va ajunge într-un colaps. De aceea, este important să rotim alimentele. Această rotire a alimentelor este esențială și cred că aici bucătăria orientală are un cuvânt greu de spus. Gândiți-vă că la o singură masă, în bucătăria chineză, consum până la 10, 15, poate 20 de feluri de mâncare. Pentru că sunt farfurioare mici și se rotește pe masa respectivă, cei în farfuria ta, câte puțin în fiecare, și astfel ai varietate și diversitate. Haideți să vedem stresul. Stresul este un mare consumator de energie. Stresul afectează funcționarea mitocondriilor. Expunerea îndelungată la stres poate epuiza neurotransmițătorii, în special serotonina, norepinefrina, afectând capacitatea organismului de a gestiona stresul. Deci, când noi avem o problemă cu o nutriție neadecvată, când avem o problemă cu somnul lipsă dinainte de miezul nopții, când avem o problemă cu dormit mult prea târziu dimineața, atunci noi ne lovim de acele substanțe antagonice. Și vom vorbi despre ele. Haideți să vedem. Totuși, apropo de substanțe, care substanțe, fiind consumate, ar afecta producția de neurotransmițători? Pe primul plan, alcool, nicotina, cafeina, drogurile ilicite,
pot afecta echilibrul și producția de neurotransmitători. De exemplu, consumul excesiv de alcool poate reduce semnificativ nivelurile de serotonină. Dar, atenție, atenție, că această poveste o vedem și la diverse comunități religioase care au interzis alcoolul, dar care, prin faptul că combină într-un anume fel alimentele, au o producție enormă de alcool și mulți ajung la ciroză, la diabet, la probleme care, de fapt, afectează în mod direct producția de neurotransmitători. Care este acel consum? Faptul că îi mănâncă un desert după masă, un fruct după masă, ceea ce face este că transformă totul în alcool. În felul acesta, da, din punct de vedere al literei legii, ei nu consumă alcool, dar din punct de vedere al produsului finit, ei se scaldă în alcool. Adică, dacă omul a mâncat și apoi toarnă o prăjitură sau un măr, un fruct, în intervalul care urmează, o oră, 2 ore, 2 ore jumate, 3 ore după ce a mâncat, deja a sabotat digestia. Așa că vom reveni și la povestea asta. Un alt aspect care poate să influențeze negativ producția de neurotransmitători sunt, bineînțeles, condițiile de sănătate, anumite afecțiuni, cum ar fi depresia, anxietatea, bolile neurodegenerative, cum ar fi, de exemplu, Alzheimer, Parkinson. Acestea pot fi asociate cu un dezechilibru al neurotransmitătorilor. Un alt aspect este lipsa somnului. Și aici e o problemă, pentru că această tendința omului de a dormi din ce în ce mai puțin este chiar o boală, este o boală a secolului 21. Pentru că există mulți factori excitaționali în perioada de seară, la un moment dat sângele urcă la nivelul capului și capul fiind bombardat cu substanțe, nu poate să intre în starea de inhibiție corticală și să poată să genereze acești hormoni care predispun la somn, cum ar fi melatonina și alții. Deci, avem nevoie de calitatea somnului, avem nevoie de o cantitate suficientă de somn. Dar calitatea lasă de dorit și cantitatea este insuficientă, aceasta poate să afecteze producția de neurotransmitători și, în special, poate să afecteze funcțiile neurotransmitătorilor, inclusiv la serotonină și dopamină. Deci, când ai de-a face cu un om care este depresiv, este nefericit, este trist, fii sigur că acel om nu doarme suficient. Adică, când noi vorbim de nu doarme suficient, asta înseamnă că, în mod cert, nu prinde nici măcar o oră din cele 3 ore de aur ale somnului, anume de la 9 la 12 noaptea. Lucrul acesta, la început, nu se simte, pentru că organismul are resurse pentru o perioadă de. Dar după acea perioadă, efectiv, intră în colaps, adică începe să preia substanțe de oriunde ar fi, ca să poată să mențină viața în om, până când omul se va trezi și va zice: a, ok, acum m-am trezit, acum am înțeles, acum știu. Deci, iată că această lipsa somnului este o problemă. Și de ce? Deoarece, în perioada de seară, lobii frontali intră într-o fază de inhibiție, pentru că oamenii, în general, privesc tot felul de ecrane. Și atunci, emisferele nu se mai pot sincroniza și atunci amigdala este la putere. Amigdala, mă refer la amigdala cerebrală, și anume acea parte a creierului, a sistemului limbic, care
Zice, Solțân în siguranță, nu e nevoie să facă ceva, dar Solțân aici și am grijă să nu pățească ceva. Nu contează că e bolnav sau nu e bolnav sau se va îmbolnăvi, nici de cum. Deci, este importantă etapa în care, în perioada de seară, încetinim motoarele și începem să lucrăm diverse exerciții care să inducă o stare de relaxare. De asemenea, o baie cu diverse săruri, folosind tehnologia Revitron. Este o formă inedită de a pregăti somnul. Munca cu tehnologia Black Box. Este o muncă extraordinară care poate să regleze managerierea stresului. Multe, multe alte tehnologii și exerciții care pot fi folosite. Activitate fizică insuficientă. Exercițiile fizice, regulat făcute, pot crește producția și eliberarea anumitor substanțe, anumitor neurotransmițători, cum ar fi serotonina, dopamina și chiar și endorfinele. Lipsa acestor activități fizice reduc în mod dramatic nivelurile acestor neurotransmițători. Ce înseamnă o activitate fizică deșteaptă? Înseamnă a începe să încălzim efectiv toate articulațiile, să le încălzim toate articulațiile, să lucrăm exerciții de genul acesta pentru a menține scoarța cerebrală într-o stare de excitație optimă. A lucra exerciții de genul acesta, exerciții legate de toate articulațiile, deci a încălzi toate grupurile articulare, de la cele mici până la cele mari, este un mod extraordinar alături de exercițiile de stretching de a activa potențialul neurotransmițătorilor. Un alt aspect este expunerea la toxine. Expunerea la toxine, cum ar fi poluanții de mediu, anumite substanțe chimice care pot interfera cu producția și funcția neurotransmițătorilor. Și acum ascultam un interviu luat unui doctor despre faptul că în activitatea lui de cercetare a descoperit cantități foarte mari de metale grele, în special oamenii care trăiesc la țară. Și făcând studii în direcția respectivă, au observat că oamenii își produceau alcool cu diverse vase improvizate, conținând aliaj sau amestecuri pe bază de plumb. Adică amestecuri care produceau conectarea diverselor segmente de cupru sau în aliajul de cupru introducerea unor metale, cum ar fi plumbul, cositorul și multe altele, pentru ca să iasă mai ieftin vasul sau aparatul respectiv. Și aceasta este o problemă pentru că aceste metale grele pătrund în corp, ele se depozitează în zona genitală, măduvă, creier și afectează, producând interferențe electrice la nivel informațional, afectând producția de neurotransmițători și funcția lor. Deci, un alt aspect este legat de îmbătrânire. Îmbătrânirea are câteva semnale. Primul semnal este legat de faptul că omul nu mai dorește să facă mișcare fizică, să facă exerciții de întindere, exerciții de mobilizare articulațiilor. Și acesta e un semnal puternic care zice corpului că am gata, nu mă mai pot manifesta fizic, cu atât mai mult nu pot avea niciun fel de activitate, nu voi mai putea procrea, nu voi mai putea face multe lucruri. Și cumva corpul zice, a, da, bine, nicio problemă, te dau la casat. Și cum poate fi ocolită această provocare în situația în care oamenii trăiesc singuri sau ajung la o vârstă la care nu se mai pune problema de sexualitatea de la 20 de ani? Pur și simplu, oamenii caută să-și mențină
rezervele de energie pentru a trăi bine. Totuși, oamenii aceștia trebuie să înceapă să folosească o tehnologie imbatabilă, asta anume tehnologia PCF, prin care ei antrenează mușchii pubo cu oxigen să producă energie. Energia asta să alimenteze măduva, să alimenteze sistemul nervos, să alimenteze creierul și de acolo să înceapă să consolideze sistemul endocrin. Deci îmbătrânirea face ca producția naturală de neurotransmițători să scadă, ceea ce contribuie la schimbări asociate cu îmbătrânirea, cum ar fi scăderea memoriei și a funcției cognitive, scăderea capacității de orientare, scăderea capacității de coordonare. Îi e frică să mai coboare scările, un cobora odată, să urce pe scară într-un cireș să culeagă, să facă diverse lucruri. De ce? Deoarece a scăzut această funcție și producție de neurotransmițători. Întrebarea este, ce este de făcut? Aici, tehnologia PC Activator, sau anume activatorul celular, joacă un rol hotărător în sensul că el este cel care reactivează glandele endocrine și face să existe o producție suficientă de hormon. Am înțeles. Deci, pentru a menține un nivel sănătos de neurotransmițător, da, este important să avem o viață, un stil de viață sănătos, să avem o dietă echilibrată, să avem exerciții fizice regulate. Exerciții fizice nu înseamnă facem o dată pe săptămână. Mă duc de 2 ori pe săptămână la sală. Nu are nicio importanță. Poate asta la 20 de ani, dar la 40-50 nu mai merge așa. Corpul zice, mă băiete, o dată cel puțin de 2 ori pe zi. Foarte important. Aha. Dar dacă ești singur, nu ai o familie, nu ai copii, nu ai provocări, atunci trebuie să muncești și mai mult ca să poți să menții această activitate endocrină la un nivel bun. Ce anume poate optimiza producția de neurotransmițători? În acest sens, noi trebuie să luăm mai multe măsuri, care, adică să re-ierarhizăm prioritățile din viața noastră. Asta e important. Adică trebuie în tot ce faci să împaci și utilul și plăcutul și în felul acesta să poți să faci din fiecare acțiune a ta un câștig, un plus mare înainte. Asta înseamnă că este important să avem o dietă echilibrată. O dietă echilibrată este o dietă care conține aminoacizi esențiali, adică aminoacizi pe care corpul nu poate să-i producă, care conține vitamine, conține minerale, conține grăsimi, deoarece acestea sunt precursori ai neurotransmițătorilor. De exemplu, triptofanul este un precursor al serotoninei și se găsește în alimente, cum ar fi, de exemplu, carnea de curcan sau bananele sau o mulțime de shake-uri proteice pe care le puteți face. Aha, triptofanul. Triptofanul apare mereu la nivelul corpului când ceea ce ai mâncat îți dă o stare de bine, de vioiciune și nu de somnolență. Da, este o veste bună, pe de o parte, sau pentru un oameni care cred că e suficient să mănânci și nu contează cum te vei simți după, nu e chiar așa. Contează foarte mult cum te vei simți după. Asta e esențial. De aceea, de multe ori, stând de vorbă cu sportivi, stând de vorbă cu oameni mai în vârstă, le spun, nu e nevoie să luați melatonină. Încercați să aduceți în corp prin intermediul alimentelor, prin intermediul suplimentelor, o cantitate substanțială de triptofan, pentru că
Triptofanul este la baza acestui lanț de neurotransmițător. Dacă vorbim de lanțul direct, noi vorbim de triptofan, serotonină, melatonină, pinolină, cizmeo, DMT. Acesta este lanțul direct. Dacă noi vorbim de lanțuri colaterale, atunci vorbim despre altceva. Exerciții fizice regulate. Ce înseamnă? Obligatoriu, obligatoriu, adică sine qua non, te-ai trezit dimineața, îți faci mica igienă și te apuci și începi să lucrezi, să activezi harta neuronală a corpului. Prin exerciții de încălzire, prin exerciții de întindere. Aici, fantastic de bune sunt exercițiile cum ar fi tai chi-ul, cum ar fi qigong-ul, adică mișcări foarte lente, cu maximă conștiență și un focus energetic fabulos care să poată să producă transformări. Asta este ceea ce predau în taberele de vară. M-a întrebat înainte de emisiune despre taberele de vară. În general, tabăra de vară o gândesc în trei faze. Anume, prima fază este faza unui om care este la început, care încă nu este obișnuit. Toate cele trei tabere sunt deosebit de intense, dar în prima tabără noi deschidem. E vorba de ridicarea și turnarea ciului. Noi deschidem aceste branșamente dintre corpul uman și universul exterior în care noi stăm, făcând ca acel principiu al vaselor comunicante să se manifeste, adică din prea plin să vină și să suplimenteze prea golul. În tabăra 2, ceea ce oamenii învață să deschidă niște branșamente de putere. Dacă prima tabără începe de pe 1 pe 8 august, a doua tabără este de pe 8, 18 august. Și dacă oamenii au făcut primul pas, au deschis legătura lor cu universul exterior, în a doua tabără învață să deschidă aceste branșamente cu universul interior. Universul interior este un univers colosal de puternic. În tabăra numărul 3 se consideră că oamenii au deschis cele două tipuri de branșamente sau suficientă energie să producă vindecare, să producă optimizare, să producă autoreglare, autoregularea funcțiilor, de la funcțiile sinaptice, funcțiile endocrine, funcțiile cardiace, atât pe propria persoană, cât și persoanele de lângă și chiar persoanele de la distanță. Asta este un lucru bun, pentru că cu cât noi ajutăm mai mulți oameni de lângă noi, din familie, cu atât noi ca și corp familian devenim mai sănătoși. Această ultimă tabără, într-adevăr, este spectaculoasă, cere multă putere, cere un nivel de înțelegere bun, nu este pentru toată lumea, nu este pentru cei care se duc în taberele de vară și fac dimineața un pic, seara un pic și în rest își fac de cap. Nu, este un retreat. Are fi o retragere în care nu mai ai de-a face cu telefoane, cu tot felul de factori perturbatori. Este o muncă de reconstrucție a ta. Poate să dureze pentru oamenii care chiar n-au timp sau există un motiv temeinic, poate să dureze 7 zile, pentru alți oameni poate să dureze 17 zile sau 20 de zile sau 28 de zile. Nu e nicio problemă. Important este fiecare om trebuie să experimenteze ușor. Deci, vorbim despre exerciții fizice regulate. Ele pot să crească nivelul de endorfine, de serotonină, de dopamină și să îmbunătățească starea de spirit, în special funcția cognitivă. O să mă întreb ce înțeleg eu prin funcția cognitivă în acord cu practicile de Qigong. În prima fază, omul învață să folosească mintea imaginativă, dar aceasta în 5-6 zile deja devine amintire, pentru că apare o nouă minte care se numește mintea perceptivă. Această minte perceptivă dezvoltă percepția umană și capacitatea de integrare la un nivel
foarte, foarte înalt. După un timp se dezvoltă mintea intuitivă. Odată ce dezvoltăm mintea intuitivă, noi suntem în poziția de start pentru nivelul mediu și nivelul avansat de Qigong. Când noi vorbim despre un alt aspect care poate să îmbunătățească, să optimizeze producția de neurotransmițători, este un somn adecvat. Un somn adecvat înseamnă culcă-te de vreme, pentru că organismul, ceasul biocronologic, are niște funcții setate de reset 9-11, 11-12 noaptea. Somnul adecvat înseamnă un somn de calitate, o încăpere ușor răcoroasă, o încăpere întunecată, o încăpere în care să ai maximum de confort pentru a regenera sistemul nervos, pentru a influența într-un mod pozitiv producția de neurotransmițători. Un element esențial este, bun, producem, dar hai să vedem ceea ce producem, unde se va duce? Se duce în reconstrucția corpului, se duce în update-ul și upgrade-ul corpului, se duce în implicarea unor într-o direcție și în niște niveluri de exersare în care, într-adevăr, este necesar să ai un cumul mare de neurotransmițători sau cumva este tocat de stres. De aceea, când noi începem să creștem energia, să creștem acei neurotransmițători, automat avem nevoie de managerierea stresului. Avem nevoie de o muncă care să reducă stresul. Și aici, așa cum am spus la început, pe de o parte, tehnicile de practică, practica în sine, pe de altă parte, tehnologia, pe de altă parte, tehnologii prin care ajungem să ne monitorizăm și să ne cunoaștem corpul în profunzime, să știm care sunt zonele bune și zonele mai puțin bune și să alocăm o atenție și o energie deosebită pentru acele zone care au nevoie de optimizare. Deci asta înseamnă practici precum meditația, precum tehnicile de mindfulness, tehnicile de respirație profundă, tehnicile de relaxare, gen training autogensult și folosirea unor tehnologii gen Revitron, gen Black Box sau PC Vortex și, bineînțeles, PC Vagus și activatorul celular. Un alt aspect este legat de suplimente. Foarte important de lucrat cu adaptogeni. Adaptogenii sunt extraordinar de importanți în ceea ce facem noi, pentru că dacă noi nu avem acești adaptogeni, e ca și cum am avea grupuri mari de oameni, dar nu avem capacitatea de a înțelege, de a selecta clar și de a reorienta, redirecționa aceste grupuri pe sfere de interes. În acest sens, există un produs, Eleuterococul, care este mai cunoscut sub denumirea de ginseng siberian. Spre deosebire de ginsengul asiatic, Panax ginseng, Eleuterococul nu aparține aceluiași gen, dar este folosit pentru că este mult mai permisiv. Și când începe să lucrați cu aceste adaptogeni, e bine să vedeți, să începeți ori primăvara, ori toamnă, niciodată vara sau iarnă. De aceea vă spun acum, pentru că încă sunteți în timp, în normă și puteți să folosiți. Efectele sunt foarte interesante, au efecte, deci are efect adaptogen, stimulează sistemul imunitar, îmbunătățește performanța fizică și are un suport cognitiv. Când noi vorbim de aceste substanțe adaptogene, noi vorbim de un fel de funcție economică, de a economisi energie.
pentru că detectează care sunt prioritățile, reierarhizează clipă de clipă prioritățile corpului, prioritățile ființei umane. Deci, când vorbim de suplimente, vorbim de omega-3, de magneziu, grupul de vitamine B și, bineînțeles, un alt adaptogen este ashwagandha. Toate acestea pot crește producția de neurotransmițători. Un element esențial este să evităm consumul de substanțe dăunătoare, cum ar fi alcoolul, cafeaua, drogurile, tot felul de energizante, pentru că ele perturbă această homeostazie a neurotransmițătorilor. Bineînțeles, nu uit niciodată de aceste interacțiuni sociale pozitive. Socializarea și crearea de legături cu alte persoane în baza unor interese comune, unor discipline, unor noțiuni de informație sau pur și simplu a petrece timpul, a merge în călătorie, a merge la diverse evenimente, la teatru, la film, la toate acestea pot să crească nivelul de neurotransmițător, cum ar fi oxitocina și, bineînțeles, serotonina. Deci, mai putem vorbi de activități care aduc bucurie, satisfacție. De exemplu, Qigongul râsului, a râde, a râde pur și simplu, a urmărit tot felul de videoclipuri, a urmărit tot felul de filme comice, a putea să declanșezi râsul în corpul tău, înseamnă a aduce plăcere, a aduce semnal clar de producție de dopamină și, bineînțeles, neurotransmițătorul care întotdeauna susține recompensa și motivația. Dacă noi învățăm să ne facem un plan în fiecare zi, și am vorbit acum de curând despre faptul că este cel mai important este să prinzi răsăritul de soare. Răsăritul de soare este un trigger foarte puternic care declanșează neurotransmițători. Încă un lucru, nu este același lucru între răsăritul de soare și apusul de soare. Ai nevoie de inițierea trezirii, inițierea începutului, inițierea unor lucruri care să te ajute. Dacă nu poți, nu poți, nu poți, poți să începi și cu apusul, dar nu sta prea mult în baza apusului. Ocupă-te sau fă tot posibilul ca să ajungi la acel răsărit. Dacă noi ne facem un ritual, adică un fel de setare a minții, a emoțiilor, a corpului, noi în acest fel putem să contribuim la o funcționare optimă a sistemului nervos și, bineînțeles, la un echilibru mai bun al neurotransmițătorilor. Neurotransmițătorii asigură un echilibru foarte puternic între cele două tipuri de comunicare. Comunicarea nervoasă, care este instant, dar odată ce noi ne schimbăm gândirea, lucrurile trec pe planul 2, și comunicarea endocrină, care este mai lentă, dar odată ce am setat-o, chiar dacă noi ne schimbăm atenția și privirea și preocuparea, ea rămâne să producă acel gen de activitate mult timp. Este important să menționăm că pentru oamenii care doresc mai multă informație, mai multă tehnologie, mai multă pregătire, ei se pot gândi cum să facă, să găsească un spațiu adecvat în care să producă niște schimbări majore. Ei bine, acest spațiu este vorba de aceste retreat-uri, aceste tabere de vară. Ideea este că înscrierile au început, deja mai mult de 60% din locuri s-au ocupat.
Nu zic lucrul ăsta ca să accelerez pe cineva. Zic lucrul ăsta ca să preîntâmpin faptul că vreun om în luna iunie sau mai știu, luna iulie să zică, păi vreau și eu să vin în tabără. Deja locurile s-au ocupat de mult. Revenind la problema noastră. Ce substanțe alimentare te deturnează de la normă ca și neurotransmițător? Asta e important. Sunt diverse substanțe care pot influența în mod negativ producția și echilibrul neurotransmițătorilor. Pot să ducă la un comportament anormal, la modificări ale stării de spirit și pot să favorizeze, pe de-o parte, probleme legate de o proastă setare a minții sau probleme legate de boli ale sufletului. Pe primul loc, noi vorbim despre zahăr și carbohidrați rafinați. Consumul excesiv de zahăr, de carbohidrați rafinați, pot cauza fluctuații ale nivelurilor de glucoză în sânge, care pot afecta producția de neurotransmițători, ducând la schimbări de dispoziție. S-a observat, oameni care consumă dulce sunt supraexcitați când consumă, la o jumătate de oră trebuie să facă din nou lucrul ăsta, pentru că intră într-o stare, devin pleșuv, devin depresiv, devin trist. Și atunci cumva din nou produc excitația și intră într-un lanț vicios care nu îi ajută. Alimente bogate în grăsimi trans. Grăsimi trans sau mai pe românește margarină. O să rămâneți uimiți, am întrebat mai mult de 100 de persoane, unde credeți că este cea mai mare concentrare de grăsimi trans, de margarină. Fiecare a spus că atunci când pui pe pâine direct sau atunci când mănânci tot felul de foitaje și totuși foarte puțin, în special o maestră în cofetărie a spus cel mai mare procent de grăsimi trans se află în toate cremele care produc bomboane, ciocolate, prăjituri și așa mai departe. Oh, și de ce e important? Dacă faci fățile acasă, folosește grăsimi pe bază de nucă de cocos sau alte tipuri de grăsimi care să te ajute. Și untul este mult mai sănătos decât dacă ai un unt natural, decât grăsimile trans. Din nefericire, se găsesc în multe alimente procesate și pot afecta sănătatea creierului, sănătatea glandelor și, bineînțeles, pot să interfereze cu metabolismul neurotransmițătorilor. Cofeina. Deși în doze mici, cofeina poate să aibă un efect pozitiv. De exemplu, sunt oameni care vor să au 20 de ani de băut cafea. Și atunci mă întreabă, bun, ce să fac? Și le-am spus, dacă voi beți 6-8-10 cafele pe zi, pur și simplu beți o cafea, celelalte le inhalați, adică inspirați, ușor, ușor, o să vedeți că necesitatea corpului scade și în cele din urmă nu mai aveți nevoie de cafea. Consumul excesiv poate duce la epuizarea neurotransmițătorilor, precum serotonină, dopamină și când acestea sunt afectate, anxietatea și iritabilitatea sunt la ele acasă. Alcoolul. Alcoolul poate avea inițial un efect stimulativ pentru un neurotransmițător, dar consumul repetat, consumul excesiv poate să reducă ușor, ușor producția de neurotransmițător și poate să perturbe acest echilibru neurochimic, pentru că alcoolul este o substanță care poate să penetreze foarte ușor membranele celulare. Celebrul glutamat de sodiu sau glutamatul monosodic, MSG-ul, este un potențiator de gust frecvent utilizat în alimentele procesate, produce o excitație excesivă asupra neuronilor, asupra căilor papilare gustative,
ducând la oboseală, la migrene, reacții adverse la multe persoane. Aditivi alimentari, coloranți alimentari. Unii aditivi și coloranți pot afecta comportamentul, mai ales la copii, și pot influența funcția neurotransmițătorilor. De aceea, totul este legal, totul e la vedere. Vă uitați și vedeți aditivul, codul și dă codul. Și caut eu respectiv E268 sau cât o fi. Pur și simplu te uiți și vezi. Ce afectează? În felul ăsta este un cunoscut de cauză. Păi dacă mănânc lucrul ăsta, clar voi avea problemele astea. Este important să ne amintim că răspunsul la aceste substanțe poate să varieze foarte mult de la o persoană la alta, dar la toate există un răspuns. Ceea ce poate perturba echilibrul neurotransmițătorilor la o persoană poate să nu aibă un efect atât de dramatic la altă persoană. În urmare, este bine să înțelegem dacă ne putem asuma acel grad de influență sau nu. E bine să avem un regim alimentar echilibrat și să fim atenți la modul în care anumite alimente sau în anumite situații, cum venim noi în contact cu acei aditivi alimentari. Pentru că, într-adevăr, afectează această stare de bine. Am spus foarte mult despre această poveste pentru a avea timp și de întrebări. Pentru că știu, sunt sigur că există multe întrebări. Și de aceea eu sunt dispus să răspund la aceste întrebări. Haideți să vedem. Da, prima întrebare, să știi că va fi legată tot de somn. Într-o emisiune trecută, noi am vorbit despre insomnie. Am vorbit despre oamenii care nu dorm suficient sau care nu respectă acele ore benefice organismului nostru. Și ne-a scris cineva de la un institut de statistică, pentru că noi am enumerat atunci câteva categorii și ne-a scris un prieten de-al nostru și ne-a spus: faceți o mare greșeală atunci când spuneți că sunt foarte puțini. Între 30 și 40% dintre oamenii activi nu respectă aceste ore de somn. Și mi s-a părut așa, wow, atât de mulți! Poate chiar mai mult, pentru că deci noi trebuie să facem o separare și eu m-am interesat, discutăm cu foarte mulți colegi implicați în cercetare, atât în zona occidentală, cât și în zona asiatică și ceea ce am observat este că se sabotează singuri, în sensul că ei vin de la servicii, ajung acasă și zic: ha, trebuie să mă răcoresc, trebuie să-mi fac de cap, trebuie să defulez, să dau afară, să... Cam viața începe în a doua parte a zilei. Da, și atunci ei pur și simplu își ajung în situația asta. Totuși, ce e de făcut? Cum se manifestă această situație? Se manifestă prin foarte mulți hormoni de stres. Și cumva ei caută să găsească o formulă prin care să se poată ori scapă de hormoni de stres, în sensul că se implică într-o activitate fizică, gen bandă de alergat, sau gen un not, sau gen cățărări, sau gen arte marțiale, sau ce fac ei, ori se implică într-o modalitate de mindfulness în care să își recorecteze fluxul hormonal sau să-și transforme hormonii de stres în hormon de creștere, ori dacă nu, pur și simplu încearcă să găsească o cale care să îi epuizeze rapid. Și aceasta poate fi alimentară, poate fi de divertisment, poate fi orice cale prin care ei să se dreneze de energie. Această problemă poate fi evitată dacă noi avem o activitate fizică, ori ieșim la o plimbare, ori ieșim la, mergem la sală. Deci, cumva, o oră de activitate fizică, o jumătate de oră la bandă este suficient. O alergare în parc
este suficient ca acest hormon de stres să fie readus la normalitate. Odată ce hormonii de stres sunt readuși la normalitate, omul nu mai simte nevoia, simte o nevoie sănătoasă să facă o baie, un duș și să se ducă la culcare. Da, această activitate sportivă în a doua parte a zilei este benefică sau și ea, la rândul ei, aduce un plus de energie? În timp, în trecut, vremurile s-au schimbat. În trecut, ce știm noi despre circulație? Știm că activitatea circulatorie cea mai scăzută la nivelul corpului este spre dimineață, 5-6 dimineața. De aceea, noi când ne trezim, avem nevoie de lucruri, de elemente care să repună circulația în funcțiune. Acea gimnastică de încălzire poate să facă lucrul acesta. Și spuneau că activitatea fizică o poți începe mai târziu. Dar vremurile s-au schimbat în sensul că am acumulat mult stres, am acumulat o perioadă lungă de hormon de stres. Și cumva noi cumva trebuie să găsim o variantă prin care să eliminăm. Această eliminare a hormonilor de stres este esențială. De aceea, activitatea fizică, dar nu te duci la 12 noaptea la sală. Că nu are sens. Cumva, la ora 5, 6, 7, este suficient. Dacă te duci, faci o oră, vii acasă, te speli, petreci cu familia, apoi te culci. Este important, esențial asta. Sau pur și simplu, acasă găsești o cămăruță în care să începi să faci exerciții și să poți să elimini acest hormon de stres. Vreau să spun doar atât, că oamenii care lucrează noaptea, într-adevăr, procentul lor este foarte mic. Dar oamenii care se sabotează, procentul lor este enorm. Oamenii care lucrează noaptea nu au ce să facă, asta este, decât să se reorienteze, să caute, să se gândească, să-și găsească altceva. Dar, atâta timp cât au un serviciu bun, bine plătit, ei trebuie să aleagă. Vor recompense sau vor sănătate. Cealaltă categorie de oameni sunt oamenii care efectiv se autosabotează și care ajung în situația de burnout, pentru că corpul nu va rezista. Dacă noi ne uităm la cât de mult se odihneau oamenii în 80, în 70, în 60, cât de mult se aleargă oamenii acum, e o diferență chiar observabilă. Este o Da. diferență enormă și vreau să spun că, uite, vine vremea frumoasă, până în ora 7-8 nu o să găsești foarte multă lume pe stradă, vorbesc 19-20, dar după ora 20 și mai ales după ora 22, bulevardele sunt pline, Eu stau. cafenelele sunt pline, restaurantele sunt pline, terasele. Da, așa este. Eu stau lângă un parc și am multe parcuri împrejur. Ceea ce văd că după ora 5, numărul de oameni în parc crește foarte mult, până la ora 7, 7 jumate, 8, apoi începe să scadă. Oamenii cumva se retrag la casele lor și ușor, ușor se încheie ziua. Ce am observat? Există cartiere în București în care dacă treci dimineața, treci seara, la ora 9, 9 jumate, greu vei vedea o luminiță pe stradă, mă refer de la case. Da, În da. schimb, asta toată lumea arde. Și m-am întrebat și eu cum oamenii respectivi au reușit să mențină acest habitat, să zic așa. Totuși, oamenii se duc la muncă, și oamenii au înțeles, dacă nu se culcă de vreme, randamentul muncă nu este suficient, nu vor putea să progreseze, nu vor putea să fie promovați. Și atunci ei cumva fac niște sacrificii, dar în sensul bun al lucrurilor. Da,
O emisiune extrem de interesantă, Adrian, îți mulțumesc tare, tare, tare mult. Vreau să ne mai spui o dată, pentru cei care sunt doritori, cum se pot înscrie la tine în retreat? Simplu, ei pot să intre pe site-ul magazinului și acolo la comunicare pot să scrie mesaje. Suntem interesați să venim în acest retreat. Un 8, 8, 18 sau 18, 28. Ideea care este? Oamenii întreabă, domnule, de ce e atât de greu? De ce e atât de greu de ajuns la tine? Simplu. Este o selecție. Ajunge la mine omul care este răbdător, care este perseverent, care înțelege plusul valoare pe care îl primește. Nu ajunge la mine oamenii care sunt, n-am ce face, mă plictisesc, hai că mă duc. Nu ajunge și întotdeauna îmi selectez oamenii și îi selectez de la bun început. Văd un om care sună de 3-4 ori în câteva minute, e un om care s-a exclus din start. Un om care sună 40 de telefoane într-o oră, deja omul respectiv nu poate să lucrezi cu el. Nu se poate lucra cu omul respectiv. Un om care manifestă bun simț, care manifestă răbdare, care se roagă la Dumnezeu, care respectă valorile bunului simț, acel om ajunge la mine. Știu, trăim într-o perioadă dificilă, dar noi nu suntem obligați, încă nu suntem obligați să acceptăm orice sau pe oricine. Pur și simplu selectăm, așa cum un profesor de muzică selectează elevii. Îi alege întotdeauna pe cei care au potențial. La fel, și noi selectăm oamenii și ne rugăm la Dumnezeu, Doamne, trimite-ne doar oamenii potriviți, oamenii care prin ceea ce fac ei să fie niște modele pentru societate, niște modele pentru generația nouă. Mă rog cu toată ființa mea la Dumnezeu pentru acest aspect. Nu sunt un om doritor să am mii de persoane, să am milioane de persoane. Nu, îmi doresc doar atât. Să ajungă doar oamenii potriviți, cu mult bun simț, oamenii care au căutat, care au deja în spate multe, multe eșecuri, care au deja o experiență, știu exact clar ce înseamnă valoare, ce înseamnă non-valoare. Oamenii respectivi întotdeauna vor ajunge la mine. Îți mulțumesc pentru această explicație. M-ai scutit pe mine să răspund sutelor de mesaje, pentru că, într-adevăr, oamenii spun de ce nu putem ajunge la Adrian, de ce nu ne dați numărul de telefon, vrem numărul de telefon. Este dificil. E dificil pentru că sunt mii de telefoane pe zi și nu faci față. Și atunci acum înțeleg și pe oamenii ăștia care pun un robot să răspundă. Nu faci față. Și atunci, în general, se merge pe ideea scris. Oamenii scriu, se prezintă exact motivația pentru care ei vin și în felul acesta lucrurile vor merge bine. Da, vor exista totuși și evenimente gen workshop-uri de seară, cum este workshop-ul din 5 mai, seara la ora 20. Adică prima zi de Paști, s-a trecut de noaptea de înviere, de sâmbătă spre duminică, oamenii sunt acasă, oamenii se odihnesc, oamenii petrec și oamenii vor și ceva. Pentru că este Paștele, nu poți doar să umpli maciu și să te amețești, ai nevoie și de lucruri spirituale. Și atunci, da, pentru oamenii aceștia va fi un fel de produs pe magazin în care omul și-a cumpărat acel tichet de intrare, acel cod de intrare și va intra la eveniment, va învăța o mulțime de lucruri în acest context, adică de la stres la vitalitate. Cum să-ți faci viața mai bună. Deci, va exista și această formă prin care să putem să îi ajutăm pe oameni. Nu se pune problemă. Dar
Eu sunt doar un singur om. Nu pot să fac față. Dacă vreau să fac ceva de calitate, trebuie să lucrez cu puțini oameni. Așa Pentru este. că a face 80-100 de oameni cum fac mulți, nu este viabil. Eu mă ocup în primul rând de cercetare. În al doilea rând mă ocup de fundamentarea unor programe. În timpul liber, pentru un om, doi sau poate trei maxim, da, mă ocup, dar în timpul liber. Nu lucrez, luna nu lucrez, așa că, în general, lucrăm marți până sâmbătă, duminică și luni, suntem liberi și cu ale noastre. Foarte important asta. Ai nevoie și de liber, pentru că, având de-a face și cu oameni cu probleme, ai nevoie de liber ca să te poți să te reoptimizezi, să te reechilibrezi, să fie bine. Așa este. Îți mulțumesc tare, tare mult și îți mulțumesc pentru efortul pe care îl faci să ne întâlnim în fiecare săptămână. Dumneavoastră vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Să ne revedem sănătoși și încă o dată mulțumesc mult, Adrian. Seară frumoasă! O seară frumoasă, Doamne ajută! Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate oamenii nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.